Bun găsit, prieteni! În România sunt inițiative din ce în ce mai frumoase, tot felul de proiecte interesante, pentru că este la modă, eu știu, denumirea asta de proiect. Primarul din Cristian, din județul Brașov, acest oraș din județul Brașov, a hotărât ca pentru fiecare medie de 10 obținută de elevi din acest oraș, el să planteze câte un copac. Și acum, terminându-se semestrul întâi al anului școlar 2019-2020, în primăvară vor avea loc aceste plantări. Se pare că sunt în jur de 128 de copaci, 128 de copii care au obținut media 10. Toți copiii, cu siguranță că sunt acum mai motivați în acest oraș să planteze propriul copac cu o medie de 10. Își țin așa frumos diploma în mână și fac un selfie sau o poză lângă copacul plantat. Și cine știe pe viitor ce umbră o să le aducă în viața lor acest copac. Da, o inițiativă frumoasă, puțin cu puțin se poate ajunge la lucruri importante, puțin cu puțin se face mult. Da, cred că e bine dacă fiecare dintre noi am avea un mic proiect al nostru, o să ne gândim așa în fiecare zi pentru a sprijini natura și în același timp a ne ajuta și educa proprii copii în spiritul unei legături bune cu natura pe de o parte, dar pe de altă parte și a fi din ce în ce mai conștiincioși. Și vă pup, dragii mei, ne revedem mâine dimineață, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Cum Media. Zi minunată să aveți!